Bună, dragii mei! Numele meu este Doina și doresc să împărtășesc cu voi una dintre pasiunile mele, aceasta fiind arta picturii cu diamante. După cum vedeți, este un număr foarte mare de tablouri, aici fiind munca mea de un an și jumătate, și acum m-am decis să le postez încât să le vedeți și să ne bucurăm de ele. Deci multe din ele sunt 30x30, 30x40, 90x60, 1,50x50, deci sunt mărimi diferite. Și să nu pierdem timpul, eu zic să ne axăm, să le vedem în ansamblul lor. Ori eu zic să începem. Și o să începem cu un set de, sau primul set de tablouri, care mie mi-este foarte drag sufletului. Și haideți să ne apucăm. Aș mai vrea să-mi cer scuze, pentru că tehnologia asta mă cam depășește, dar o să le luăm ușor și ne descurcăm. Da? O să le așez. Deci ele fiind, cred că știți ce înseamnă pictură cu diamante. Deci ele arată așa. Da? După cum vedeți, ele mi-au venit set. Da? Împreună 1,20x40. Da? Și ele arată așa. Doritorii care sunt interesați să achiziționeze, eu îi aștept cu drag. Și o să vă întrebați de ce nu sunt înrămate. O să vă spun de ce nu sunt înrămate. Deoarece ideea a fost să le finisez până la capăt, dar este foarte dificil cu trimisul lor înrămate și ce am găsit eu pe placul meu mi s-au părut destul de scumpicele. Ori ramele sunt diferite culori, diferite, sunt și mai late și mai înguste. Ori am lăsat la decizia dumneavoastră să vă luați rama care vă place și care vă avantajează. Deci, acesta este un set și acum noi o să-l dăm la o parte. Da? Așa. Deci, și mergem să vedem altceva, da? Deci, o să-l strângem. Deci, eu aici am în jur de 40 de tablouri, da? Și o să vi-l arăt pe ăsta. Ăsta este un set de 4 flori, care este comandă. Trebuie trimis în Germania, dar o să vi-l arăt și vouă. Deci, este set, ce greu mă mișc, dar ne descurcăm. Deci, el arată așa. Da? Și avem o floare, două, trei, 4 flori. Deci ăsta este, mi-am luat să-mi fac și eu, mi-a plăcut atât de mult încât nu am rezistat să nu l-am și eu în casă. Da? Deci sper să vă placă și vouă.
Da? Și acum mergem mai departe, pentru că am ce să vă arăt și voi aveți de unde să alegeți. Da? Deci, astea le punem jos și mergem mai departe. Deci am uitat să vă spun, de primele v-am spus că împreună sunt 1,20 m pe 50, parcă, așa, și astea sunt 30 pe 30. Deci ar veni 3,4 m, tot un 1,20 m pe 30. Aici avem două, care sunt tot 30 pe 30, ele fiind tot set împreună, da. Și toate sunt 5D, după cum vedeți, da, deci sunt superbe, sunt superbe, mie îmi sunt foarte dragi și o să mă despart foarte greu de ele. Așa, acum ce să vă arăt? Haideți să vă arăt florile mele preferate, ele fiind macii. Și tot ce am găsit cu maci, eu mi le-am achiziționat și o să vi le arăt și vouă acum. Deci, aici avem o vază cu 3 maci, care este superb, superb. Da, și mergem mai departe. Aici avem un câmp cu maci, care tot așa mi-a fost drag și n-am rezistat să nu-l iau. Ori vreau să vă spun că cine vrea să se apuce de această pictură cu diamante, trebuie să aibă foarte, foarte multă răbdare. Fără răbdare nu faci nimic. Deci nu oricine poate să facă așa ceva. Pictura din pensulă se face mult mai ușor. De exemplu, la acest tablou, el fiind 30 pe 40, ai în jur de 35.000 de diamante puse pe pânză. Deci 35 de diamante. Deci nu este ușor, dar nici imposibil de făcut. Totul e să ai răbdare și să fii... Aici avem un câmp de maci, iarăși, care tot așa mi-au plăcut foarte mult și n-am rezistat să nu mi-i iau. Ori eu nu le-am expus până acum, că am zis să am mai multe și să aibă omul de unde să aleagă. Aici avem un coșuleț cu maci, care mi-e tare drag. Acest coșuleț s-a lucrat foarte, foarte greu. Deși par puține culori, ele n-a fost ușor, deci n-a fost deloc ușor, mi-a luat ceva timp, mai bine de o săptămână, dar mi-a plăcut atât de mult. Și aici, acest tablou este 60 pe 35, ei fiind tot maci, după cum vedeți. Mie îmi place această floare pentru că îmi bucură sufletul. Păcat că durata ei de viață este foarte, foarte scurtă. Da. Acum, tot așa o să le dăm jos ca să facem loc la celelalte încât să le putem vedea. Să nu iau și altele. Da. Deci, o să mergem cu astea care sunt deasupra, întâi, și după aceea mergem la celelalte. Da? Și după cum vedeți, eu am pus accent pe flori. Pentru că mie florile îmi plac foarte, foarte mult. Deci, florile, toate florile sunt preferatele mele. După cum vedeți, flori, flori, multe flori. Și un tablou cu flori, eu zic că bucură o cameră, îți bucură sufletul.
Deci, haideți să vă arăt liliacul cu ortensia. Da, eu zic că merg foarte bine împreună. Ele fiind tot 30 pe 40 și unul și altul, după cum vedeți. Este o floare foarte... Liliacul ăsta mi-aduce aminte de liliacul din curte. Copil fiind, căutam floricica cu trei, cred că vă aduceți aminte și voi. Da, uitați ce frumusețe, ce frumusețe. Aș vrea să vă spun că eu am devenit dependentă de această pictură cu diamante. Haideți să vă arăt și lebedele. Aceste lebede le-am făcut printre primele mele tablouri. Da. Deci sunt minunate. Sunt minunate. Aici este... Așa, și îl mai avem și pe acesta. Da, deci ele fiind astea trei. Și o să vi le arăt așa pe rând. Da. Vedeți? Deci mă repet, ele sunt toate 5D. Da. Sper să vă placă și vouă și să vă bucurați la vederea lor, pentru că chiar aveți. Haideți să mergem un pic la mare. Un pic la mare. Uitați ce frumos se îmbină valurile cu nisipul. O frumusețe. Da, mi-a plăcut foarte mult. Și l-am lucrat destul de ușor. Destul de ușor l-am lucrat. Bine, la toate am lucrat cu drag și am pus suflet, dar unele din ele chiar... Acest papagal este primul meu tablou care mi-a plăcut și l-am achiziționat. Mi-au plăcut culorile și îți dă senzația parcă e viu, nu? Greșesc? Nu, așa este. Aici avem leuții. Mi-au plăcut culorile foarte mult. Foarte mult mi-au plăcut culorile și atunci am zis de ce să nu-l achiziționez și eu. Da. Foarte frumos. Aici avem... Pisicuța grijulie, pisicuța iubitoare, grijulie cu puiul ei. Da, mi-a plăcut și asta este printre primele mele tablouri. Da. Așa, ce să vă mai arăt acum? Haideți să... le luăm așa. Deci, și acesta mi-a plăcut, combinația asta de culori mi-a plăcut și l-am achiziționat. Deci tot a fost frumos. Deci mi-a plăcut. Eu le achiziționez de pe Amazon și tot ce mi-a plăcut am cumpărat.
Și de fiecare dată se întâmplă când încep pictura, sunt nerăbdătoare să o duc cât mai repede la capăt, să o văd finisată. Da, și atunci mă bucur pentru ce a ieșit. Vedeți? Vedeți? Mă repet. Deci nu este. Nu poate să facă oricine. Deci. Nu poate să facă oricine pentru că trebuie multă, multă răbdare. Deci contează foarte mult să ai multă, multă răbdare. Da? Și florile astea, iarăși, mi-au plăcut. Sunt foarte frumoase, chiar frumoase. Vedeți? Da? Acum o să mergem cu astea mai mari. Haideți să luăm lalelele. Lalelele sunt 90 pe 60 ca și dimensiune. Da. Deci 90 pe 60. Da. Și sunt foarte, foarte frumoase. Chiar foarte frumoase. Mergem mai departe. Asta nu știu ce floare este, dar mi-a plăcut. Mi-au plăcut culorile, în primul rând. Sunt liniștitoare. Da, mi-au atras atenția și ele sunt un metru, pânza este 1,20 m, parcă. Nu, 1,10 m pe 38 de centimetri. Deci, o minunăție. Da. Așa. Mă repet, îmi cer scuze pentru. V-am zis, tehnologia mă depășește. Aici avem cel mai mare tablou al meu, care este 1,50 m pe 50. Nu, 1 metru pe 50. 1 metru pe 50. Ăsta s-a lucrat foarte, foarte greu, pentru că, după cum vedeți, combinația asta de roșu, vedeți, roșu deschis, roșu închis, se lucrează foarte greu, ca și negru de altfel. Da. Dar apa asta curgătoare m-a fascinat și atunci am zis, hai, mi-a luat foarte mult timp, cam o lună și jumătate. Și odată început, mi-a fost greu să-l mai las din mână până nu l-am văzut terminat. Deci, e superb, nu? E superb. E chiar, chiar superb. Da. Așa. Așa. Acum haideți să luăm abstractul. Abstractul iarăși este o comandă care abia l-am terminat. Da, el este ca și mărime 90 pe 40. Da. Deci este superb. Sunt multe persoane care iubesc abstractul și nu este ușor de făcut. După cum vedeți, sunt foarte multe culori. Foarte multe culori și trebuie să fii atent să nu. Să le pui ca și culoare exact unde trebuie. Că e posibil să mai confunzi
6 cu 9, da, 0, 1 cu 10, deci aici trebuie să fii foarte, foarte atent. Foarte atent, o să mi le trag mai aproape. Așa.